Iată, frații tăi au ajuns din nou la D-Code pentru cea de-a doua zi, pentru audieri. Colega mea, Roxana Ciucă, vine cu detalii. Tristan Tate. There is none. That should be the story on the entire file is empty. There's nothing in it. It's just empty pieces of paper. No victims, nothing. So you need to look into it and find out why they're doing it. What your friend? That you beat woman to work for you? Ieșiți afară din garaj. Păi să poate. Da, doamnelor, domnilor, i-ați văzut pe frații milionari, au ajuns chiar în aceste clipe aici la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Organizate și Terorism. Spun extrem de clar că toate acuzațiile care sunt aduse de procurorii antimafia împotriva lor nu sunt reale, nu stau în picioare și că speră ca justiția din România să facă dreptate și că toate lucrurile astea absolut deloc nu pot fi dovedite. De asemenea, tot în Duba celor de la arest, din Duba celor de la arest a coborât și fost polițistă de la secția 7, din nou adusă și ea, iată, astăzi pentru a doua zi de percheziție informatică aici. Vă întrebați probabil de ce durează atât de mult și de ce și astăzi a doua zi de percheziție informatică în condițiile în care la arest e zi de vizită. Păi foarte simplu, pentru că s-au spart telefoanele fraților Tate în prezența părților, în prezența lor. Urmează, sunt zeci, sute de mii de astfel de mesaje, dați-vă seama, mesaje, fotografii, toate trebuie copiate din telefoanele lor într-un calculator, iar mai apoi trebuie verificate, fiecare bucată în parte trebuie verificată. Așteptăm să vedem ce declarații vor face milionarii de îndată ce vor ieși de aici, de la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Organizate și Terorism și, evident, care va fi concluzia anchetatorilor după ce se va termina această expertizare informatică.